Buzăul are un procent în creștere de persoane imunizate după ce autoritățile județene au intensificat campania prin înființarea de noi centre de vaccinare. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a remarcat acest lucru cu ocazia vizitei la centrele de vaccinare de pe Bulevardul Bălcescu, unde a făcut rapelul cu ser AstraZeneca. Vreau să-i felicit pe cei peste 100.000 de buzoieni care sunt deja vaccinați. Avem un procent în creștere, 27,48% suntem cu vaccinarea pe Buzău. Iată aici pe Bălcescu avem două fluxuri, avem și Pfizer și AstraZeneca. Aș vrea să felicit instituția prefectului și DSP-ul pentru acele centre drive-thru care se fac în Buzău. Am înțeles că sunt în jur de 140-160 de oameni care se vaccinează și din mașină sau din motocicletă. Am înțeles că sunt care vin și cu bicicletele ca să-l facă mai ușor. Deci stăm bine, mai bine decât m-am așteptat, încep buzoienii să se miște și faptul că se poate face vaccinarea doar cu buletinul stimulează foarte multă lume ca să se vaccineze. Doar printr-o vaccinare intensivă, crede deputatul Ungureanu, se poate ajunge la o relaxare a măsurilor de siguranță sanitară impuse de pandemia de COVID-19. Ținta pentru acest obiectiv ar fi un procent de 50% din populație care să fie imunizată, procent pentru care mai este încă mult de muncă, mai ales în zonele rurale.